Bun găsit, sunt Anca Schlachter și urmăriți jurnalul de Zalău. Ciupercilele au venit de hac, doi frați de 13 și 11 ani din Bălan împreună cu încă un bebeluș de 1 an și 7 luni din Derșida și doi adolescenți de 19 ani din Bălan și Gârbou au ajuns la spital după ce au mâncat ciuperci din pădure. Tânărul de 13 ani a fost transferat la unitatea de primiri urgențe din Cluj-Napoca. În mini-vacanța de Rusalii, 5 persoane au fost diagnosticate cu intoxicație acută cu ciuperci. Oamenii culeseseră ciuperci din pădure, așa cum fac de ani de zile. Le-au făcut tocăniță și le-au mâncat, dar imediat după aceea au început să se simtă rău. Specialiștii spun că intoxicațiile cu ciuperci pot fi mortale. Sălăjenii nu mai trebuie să consume ciuperci din pădure, ci să le cumpere din magazine, căci acelea sunt controlate și nu există riscuri. Consumul de ciuperci recoltate din pădure nu este recomandat, mai ales că din cauza ploilor au avut loc mutații, sporii celor otrăvitoare au ajuns pe cele comestibile. Pot apărea toxi-infecții, ciupercile sunt foarte toxice, pot duce la deces. Lumea ar trebui să conștientizeze acest lucru, susțin medicii. Inconștiența părinților a făcut iarăși victime la acest sfârșit de săptămână. Trei copii cu vârsta cuprinsă între 1 an și 7 luni și 13 ani, toți din mediul rural, au fost diagnosticați de echipa medicală din urgență cu intoxicație acută cu ciuperci. Pentru un pacient în vârstă de 13 ani, medicii au dispus transferul la unitatea de primiri urgențe Cluj-Napoca. Ceilalți doi copii, cărora li s-au alăturat și doi adulți, ambii de 19 ani, au fost tratați în urgență.